ceva, băieții, și bine ați venit la un nou clip cu FIFA 21 pe canal. Astăzi v-am pregătit ceva cu adevărat deosebit, băieți. Astăzi o să discutăm despre cel mai OP card al unui jucător român în FIFA 21. Și înainte să dăm drumul la distracție, nu uita să apeși butonul de like dacă și tu abia aștepți să vezi cum se descurcă în Ultimate Team acest super card in form al lui Dean Sorescu. Arată fabulos, fabulos acest card. Fiți atenți, este maxat, în primul rând, ok, medium, nu e cine știe ce la Warcraft, dar în rest e senzație, o să vedeți. E maxat pe pace, deci 94-96, e super, super tare acolo. Agility 99, balance 90, fabulos v-am zis, absolut fabulos. Are... De asemenea și un finishing destul de bun, pe apărare nu stă deloc rău, pe interceptions, pe defending awareness, pe standing tackle. Este, e un card super OP, deci e meta pe ceea ce se joacă anul acesta. Nu vreau să zic că o să intre în echipele scumpe din FUT Champions, dar este o alternativă foarte, foarte interesantă pentru multe poziții de pe teren. De exemplu, poți să-i pui un Sentinel sau Backbone să-l joci fundaș dreapta sau mijlocaș central, un CM box to box. Poți să-l joci mijlocaș dreapta. Poți să-l joci chiar și în atac, deși are doar 3 stele la weak foot. În schimb, noi o să îi punem un marksman și o să-l jucăm mijlocaș dreapta pe vigonet. Hai să vedem dacă avem un marksman în echipă aici. Chemistry, avem un marksman. Am ales să pun un marksman pentru a-l boosta puțin mai mult. Și mai mult, adică la dribbling o să aibă 99 agility, 90 balance, o să crească puțin și la reactions, dar stai puțin, e 9, stai puțin, stai să-i punem un românaș, stai să-i punem un manager românaș, ia să vedem ce avem în club, avem un, Nea Mircea, vino încă Nea Mircea, așa, e în 10 acum Dean Sorescu și Mircea Lucescu, un fost antrenor de la Dinamo București, dacă nu mă știu, adică a avut oportunitatea să pregătească această echipă mare din România, se potrivește aici, deci și Sorescu fiind tot de la Dinamo București. Acum avem ball control plus 10, 88 dribbling, plus 10, 84 reactions, plus 5, avem acolo 73, super, super bine, câștigă plus 10 și la strength, se duce în 83 și la jumping se duce în 94. Mamă, poți să-l joci pe gagiul ăsta peste tot, pe teren, peste tot, dar cum v-am zis, noi după minutul 1, ia să ne facem noi acum un 4-4-2, fast build-up, dar nu fast build-up, fii atent ce jucăm aici, jucăm balanced, pa, 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 frumos, și unde să-l jucăm noi? Jucăm pe Dean Sorescu, mijlocaș dreapta pe vigonetă, să treacă acolo în viteză de lume. Pe vigonetă. Restul echipei, l-ați văzut și voi. E vorba de un 4-4-2, tătă în poartă, ește, băi, o viță, băi. Acum au nimeni, Ștefan Radu, l-am tot botezat pe Ionuț Andrei Radu și zic Ștefan, nu știu de ce. În fine, joacă și el... În Italia, na, în fine, nu-i scuza asta, în fine. Kirikesh, Bancu, era să zic aici Kingsley Coman, dar e Florinel Coman, Stanciu Popescu, Alibek și Cristea. Avem câțiva jucători foarte buni și pe banca de rezervă, pe Hagi, Mitriță, Maxim. Mitriță, de fapt, cred că e super meta și ar trebui să-l joc din minutul, fii atent. Yep, e meta, e mai meta decât ce avem noi acolo, fii atent. Și dacă îl jucăm pe Mitriță acolo... Ia să mă duc eu la 4. Are 5 stele la weak foot, ceea ce înseamnă că o să-l jucăm atacant. Jucăm atacant cu 5 stele, e foarte important. Coborâm pe Alibek. Știu că nu e ceva ce se întâmplă în realitate, Alibek pe extremă, dar în FIFA e cu totul altceva. Avem nevoie de Mitriță, dacă în central. Hai să începem să dăm un meci, două. Cu Superman, Dean Sorescu. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro, linkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Uiuiui, și prima adversarie cu Kylian Mbappé, Marquinhos, cu Alessandrini, e nebunie dintre aia de echipă. Nebunie. Se întoarce bine, hai, ține de minge. Și hai să văd pe extremă.
Ia, hai, hai, hai! Ah! Haideți! Nu am făcut schimbarea? E bun pe stepover. Pleacă bine de tot. Dar sincer mi se pare mai vânos în realitate așa la fizic. Cristea, Cristea, wow, cum a scos-o portarul fratelu pe asta? Ce rachetă acolo! Ce rachetuță din partea lui Cristea! Mamă, stai că a venit cu nebunii. A venit cu nebunii. Hop, hop, ce să-i faci, hop, ce să-i faci. Hop, 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 ce să-i faci. Ia pleacă o pasă, pe gaură așa, filtrantă. Păi, dar tu n-au făcut, mă, schimbul, mă? Nu, că pe balance, bă, o viță, de asta n-au făcut schimbul. De asta n-au făcut schimbul. Hai, stancione. Na, prea lentuți Cristea acolo. Prea lentuți, dar vreau să-l văd pe un contraatac pe Sorescu. Hai că în final, uite. Acum, pac. Ia să-l vedem. Zbud, bust, bun. Încă unul. Uzu, ce bine! Super! Hai că odată! Sorescu! Uuu, și-a scos o portar, bă, ce bine s-a dus, ești nebun! S-a dus bombă! Hai, Sancione, nu, tati, nu greșim acolo, n-avem voie că ne prinde Kilian pe contraatac și am pus-o. Ia să te văd aici. Pac, fii atent. Și are și 99. Stamina, am uitat să zic despre asta. Pac, încă o dată. Nebunie, pasă de goloare. Întoarce-te, Cristea, întoarce-te. Blocat în ultima secundă. Băi, cum e Sorescu ăsta, cum pleacă acolo pe speed boost. Deci pleacă în nebunie. Ia uite-l. Ho! Du-te, tati. Pasă înapoi. Mitriță în careu. Mitriță, bară, cât ghinion avem. Frumos de tot, frumos, frumos. De l-a zăpăcit Sorescu pe partea asta. Deci l-a zăpăcit pe partea asta pe adversar. L-a terorizat. Aia, să nu mă prindă pe contraatac, că e belea. Să nu... Da, mamă... Mamă... Kylian Mbappé e Kylian Mbappé totuși. Ia tu te Sorescu. Bun, hai pe preluare. Hai că ai forță. Bravo. Și poți să alegi până mâine dimineața, că e 99 stamina. Ia, o mai prinde pe asta? Nu cred. Ba, o prinde, mă, nebunul. O prinde, nebunul. Fiți atenți și voi. Hai, dat. Mamă, l-am băgat pe asta cu fundul în poartă. Îl presăm, da. E 1-0 pentru el. Hai, Cristea, ai mă, tătică! Nu pot să cred! Mitriță, cu poarta goală, ce ocazii! Monumentale ocaziile! Nu pot să cred, Mitriță! Ce ratare, Dumnezeule! Băi, asta e, și dacă pierde meciul ăsta... Am avut niște ocazii senzaționale. Ia să risc. O pasă oare lungă? Man? Oh! Ești nebun, ce pasă! Bai, ce bine a stat! Am vrut să dau eu neapărat cu Sorescu. Am vrut să dau neapărat cu Sorescu și... N-am făcut ce trebuie. Adrian dă o pasă în fața porții. Bine acolo. Bine, bine. Hop, 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 hop. Hai, Stancione, hai, tati. Hai cu pas. Mai merge una pe Sorescu? Nu cred. Na, dar cu stângul acum, man. Stânga, cioviță, cu ce vrea să dea. O primă repriză, zic eu, nedreaptă la rezultat, dar asta este, n-ai ce să faci. Dacă ne uităm puțin la statistici, cred că a avut un șut, două, șase, trei la șuturi. Multă posesie pentru noi, din păcate, pe tabelă, n-am fost cei mai eficienți. Sorescu a făcut ravagii pe dreapta. Ravagii a făcut, l-a zăpăcit pe fundașul lateral. Nu știu pe cine, dacă l-are pe Mendy, e și mai lucru mare cum ar veni. Mă, lasă-mă, ce vrei să faci? Au, Dumnezeule, hai, Kiri, Dumnezeule, Kirikesh. Nu se poate să fie atât de lent. Hai, Mitriță! Hai, Mitriță! Mitriță! Oh! Haide, mă, intră! Băi, cum să ratezi, frate, atâtea?
Ultima secundă, tackling. Băi, nu se poate să rămână rezultatul așa. Nu se poate, nu se poate, pur și simplu. Trebuie să dăm un gol. Ia, pasa, pare a fi bună. E bună, e bună. Cine e ăsta, mă? Camara, mă? O jumătate de picior acolo a lipsit ca să ajungă în fața porții pasa cum trebuie. Ha, mă, băieții mei, mă, ha, mă. Mitrița a fost ratangiu acestei partide. Multe ocazii ratate. Poate acum. Nu se poate să ratezi așa. Deci nu se poate să ratezi așa. Cistele la Wakefoot, toate mingile s-au dus așa. Nu acolo, niciodată acolo. Hai cu golul! Hai cu golul, băieții mei! Bine, mă! Și ghiți cine? Ghiți cine? Omul de gol! Alibek acolo nu ratează! Nu ratează! Și acum să lăsăm contra-atacul periculos! Pac, 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 pac! Las-o printre picioare! Du-te, tati! Faul, faul, faul! Da, bravo, băieții mei! Bravo! Ia-i al de! Așa, pe viteză! Pe vigonet! Așa, tati! Pac! Du-te, du-te, tati, du-te! Atins-o în ultima secundă, ultima secundă! Hai să nu luăm pe contră, hai să nu luăm pe contră! A dat de frică, a dat de frică în adversarul. Fii atent că a dat, nu știu, pe tackling, pe shoot, pe ce a dat. Hai, Radu, hai încă un atac, încă un atac, băieții mei. Mai avem, cred, încă un atac, da. Pac, pas aici, du-te pe gaură acolo, hai că-l păcălim. Hai, tati, hai, Mitriță, mai pe băieții. Mai greu? O, uitați-vă și voi, s-a dus de frică. E panicat adversarul, e panicat. Hai, Mitriță. Da, fair final, băieți. N-a fost să fie victorie, însă eu zic că am dominat de la început la sfârșit de această partidă și Sorescu pe dreapta. Bestie, absolut bestie. Aoleu, sunt prelungiri, ești nebun? A, da, mă, ia. Mergem, ok. Trebuie să fac o schimbare, ceva. Să mai vină băieți fresh în echipă. Am uitat, fii atent că se joacă prelungiri. Ok. Trebuie să avem un câștigător. Să vedem dacă o să fim noi. Frumos intră, uite. Poa, știu că e meta, bă, se pliază perfect pe ce se joacă aici, mă. Cu pasă, cu pasă, da, tati. S-a speriat, Cristea. Nu. Nu, 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 nu poți să ai atât noroc, nu poți să ai atât noroc, nu ai cum să ai atât noroc, fratele meu. O, Dumnezeule, câte ratări, Dumnezeule, câte ratări. Asta pe Mitriță, deschidem pe stânga frumos, desenăm, creionăm superb aici, dar n-ai unde. Alibek! Mitriță! Nu se poate, fratele meu. Deci îl iubesc pe Alex în realitate, e senzație de fotbalist. Dar aici, aici nu știu ce s-a întâmplat. Nu se poate să nu nimerești poarta. Nu știu ce s-a întâmplat cu cardul lui în meciul ăsta. Hai înapoi, 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 că ne-a prins golul. Nu știu ce s-a întâmplat cu cardul lui în meciul ăsta, dar... Înțeleg să trag eu o dată greșit, dar de fiecare dată... Nu! Două șuturi, mâncalaș pe el și-a dat gol. Cât de simplu. Ia uite-l ce bagă ăsta, bă, băiatule, bă, speria de bombe, bă, ce ai, bă, tati, bă, ești surprins că te-a dominat o echipă așa de română, așa? Ești surprins, bă, ia să vedem dacă putem să facem și noi ceva surprinzător, cred că mai avem o schimbare. Coman, da, mă, da, fii atent, așa, ia hai să vedem noi ce reușim. Hai să vedem ce reușim așa, cu schimbările astea 3. Mai avem un pic timp. Un pic de tot ce-i drept. Dar noi încercăm. Ăla e, mă! Cine a fost acolo, Maxim? Alexandru Maxim! Mai scoate-o și pe asta. Mai scoate-o și pe asta. Hai, Alex. Hai, tătică. Hai, tătică. Fugi, Sorescu? Du-te.
Ah, Maxim, ce pas asta. Mitrise, ce pas acolo, păcat. Ia vezi că e porta goală. Nu mai e goală. Iar cum a scos-o golanul, mamă, mamă. Cum a scos-o golanul? Mai e o repriză, totuși. Mai este o repriză. Hai, Fluerăref. Mai e o repriză în care avem oportunitatea să câștigăm meciul. Uite statistici, 16-7 la șuturi spre poartă. 9-5 șuturi pe poartă. Nu, superb construit. Ce faci, Maxim, acolo, fratele meu? De ce dai așa? Cu șpițeanu, dă-i voleu, rupe mingea în două. Sus pe ei. Bună intercepție. Oare cine cu golul? Oare cine cu golul? Dean Sorescu! Nu ratează de acolo, minutul 115. He, revenire de senzație. Hai să vedem dacă reușim până la final să menținem acest rezultat. Bine, mă! Băi, vă spun, mi s-a părut că a fost croită această fază pentru el. Super card, primul meci în club. Și momentul ăla important când ai nevoie de golul câștigător, la cine? La cine să vină mingea decât la cardul tău cel mai OP? Ei, ai pus o viță, ai pus o viță. Oh. Hai, bancone, bine, bancone. Bine, tati, bravo. Așa te vreau. Stai, 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 că ai fugit prea devreme, Sorescu. Stai, înapoi. Și acum, acupă Vigonet. Du-te, tati. Du-te, nu te mai prinde nimeni. Nu te mai prinde nimeni. Dar fii atent, că e minutul 120. Nu facem ca România cu Danemarca. Ba da, am făcut ca România cu Danemarca și am pierdut mingea. Uliu, 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 uliu. Ba nu, tot la noi. Bine, băieți, hai. Hop, 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 hop. Șahmat, hop. Hop, așa, ce frumos a fost asta! Ce frumos a fost asta! Șahmat, făcut apărarea adversă 4 la 2! Mitriță parchează în final, însă golul decisiv marcat de Dean Sorescu, un inform absolut fabulos al unui român în FIFA 21. Absolut, dar absolut senzațional. Omul meciului, totuși, omul meciului. Mitriță cu 8.9. Un gol, un asist. Sorescu are și el un asist și un gol. Pentru mine, Dean Sorescu este, cred că la momentul actual, posibil să fie cel mai meta card al unui român din joc. Poate să joace fără nicio problemă pe extremă. Foarte, foarte bine. Are 99 stamina, are viteză, are agilitate, are balance. E foarte important asta. Poate să joace și fundaș dreapta și mijlocaș central. Un super, super card. Vă recomand să-l încercați și voi. Costă oricum foarte puțin. E discard value 9900 de coins. Cam atât pentru astăzi, băieți. Vă pup o viță și ne vedem în clipul următor. Pa, pa!